primarul Constanței Radu Mazăre. Dar am spus că stăm așa până pleacă chiorul. Veniturile sunt mici, taxele s-au mărit. Mitingul a început cu precizie elvețiană, iar scandările au fost din cele mai diverse. Vreau să-i salut pe toți cei care sunt români, nu sunt viermi, nu sunt mahala, sunt români cu toții. Trebuie să ne angajăm că în această țară ai voie să-ți pui supărarea, ai voie să ții cu un partid sau cu altul sau cu niciunul, dar în această țară poți și ai dreptul de a trăi, chiar dacă nu te cheamă Băsescu sau Udrea sau Boc. Mesajul nostru e simplu. Domnule Traian Băsescu, ultimul președinte comunist, prin trecut și prin apucături în prezent al României, pleacă! Domnule Emil Boc, ultimul prim-ministru comunist al României, prin trecut și prin apucături, pleacă! La finalul mitingului de la Arcul de Triumf, protestatarii nu au plecat acasă. Au mers în Piața Victoriei, pe care au ocupat-o timp de câteva minute în drumul lor spre universitate. Oamenii au protestat din nou în mai multe județe din țară. Manifestațiile nu au avut legătură cu partidele politice și s-au desfășurat pașnic. Protestatarii au strigat însă din nou împotriva președintelui și premierului și au cerut alegeri anticipate. Aproximativ 200 de persoane din Târgu Jiu au ales o formă inedită de protest. La Brașov, 500 de oameni au strigat în Piața Sfatului. Împotriva guvernării au strigat și 200 de ploieșteni. Libertate! Libertate! Colecta din Ploiești! Ieși afară, șapte ordinară! Ieși afară, șapte ordinară! Încă o revoluție! Ultima soluție! În jur de 800 de oameni au protestat și în fața prefecturii Mehedinți. Seria protestelor din Buzău a fost continuată de peste 300 de dascăli care au cerut demisia președintelui și a guvernului. Aproape 100 de foste cadre militare au protestat la Constanța. Autoritățile de la București și protestatarii trebuie să se abțină de la violențe. Acesta este mesajul administrației americane pentru guvernul României și pentru oamenii care continuă să iasă în stradă. Potrivit agenției de presă Newsweek, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat a declarat că autoritățile americane sprijină dreptul persoanelor din întreaga lume la protest și la exprimarea punctelor de vedere într-un mod pașnic. Declarația vine în urma violențelor din București între protestatari și jandarmi. Chestionată asupra modului în care Bucureștiul ar trebui să reacționeze față de protestele din stradă, oficialul american a susținut că Statele Unite nu se pot implica în probleme interne ale României și că decizia aparține în exclusivitate guvernului de la București. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, sunt Delia Vrânceanu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!
Breaking news în continuare la Realitatea TV. Informația momentului. Vă reamintesc că sunt aproximativ 7.000 de oameni la Arcul de Triunf. Proteste de amploare așadar în capitală, conform ultimei estimări. 300 de oameni sunt și în piața universității la Arcul de Triunf din cauza aglomerației, din cauza ambulzelii. Două femei au leșinat la protest, a intervenit Smurdul. Vedem de altfel pe pompieri, pe medici în imagini. Dragoșasu se află chiar pe Arcul de Triunf și are o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă în acest moment. O parte dintre oameni dragoși am înțeles că au plecat spre guvern. Bun găsit, da, o parte dintre oameni au plecat spre guvern, dar chiar în acest moment vedeți în imagini echipajele Smurd și ale pompierilor care au luat o persoană care a leșinat în mulțime. Forțele de intervenție se îndreaptă spre ambulanța Smurd. Probabil că persoana va fi transportată la spitalul de urgență. Aici, în piața Arcului de Triunf și pe șoseaua Chiselev, sunt foarte, foarte mulți oameni. Estimarea oficială a jandarmeriei este de 7.000 de oameni. În urmă cu aproximativ 20 de minute, o parte dintre cei care erau adunați spre sediul USL au plecat spre piața Victoriei. De menționat este faptul că protestatarii nu au voie să meargă în piața Victoriei, ci doar până în dreptul străzii Monetăriei, până la intrarea în piața Victoriei, au voie să ajungă până acolo, dar în niciun caz nu au voie să pătrundă în piața Victoriei, în apropierea guvernului. Au fost foarte mulți oameni care au venit aici în grupuri de 50-60 de persoane, 10, poate chiar sute de autocare care au parcat în zonă. Organizatorii au făcut cu greu față și asta pentru că oamenii veneau din toate părțile și deși o bandă de circulație de pe șoseaua Chiselev ar fi trebuit să rămână liberă pentru accesul pompierilor și salvărilor, aceasta este ocupată de către protestatari. De altfel s-a înregistrat și un incident, un autocar care venea de la Constanța a lovit o femeie, a accidentat o femeie care se află în stare gravă la spital. Așadar, am reușit să vedem de aici, de sus, de pe Arcul de Triunf, tot ce s-a întâmplat aici în piața Victoriei. L-am văzut și pe primarul Constanței, Radu Mazăre, care și-a făcut cu greu loc printre oameni pentru a ajunge în apropierea scenei de unde vorbesc în acest moment liderii USL. Vorbim despre Crin Antonescu și Victor Ponta, dar și alți simpatizanți ai USL. Probabil că în acest moment manifestanții, din câte reușesc să văd acum în imagini, manifestanții se mai îndreaptă către piața Victoriei. Tot bulevardul Chiselev este plin de oameni. Protestul se va încheia undeva după ora 18, iar până la ora 19 întreaga zonă trebuie să fie liberă. Dragoș, îți mulțumesc pentru această intervenție. Vedem în imagini, de altfel, că bulevardul Chiselev e plin de oameni care au anunțat apoi că vor merge până în piața Victoria. Acolo